În această filmare vom analiza, vom constata mai degrabă cum arată un sistem radicular al unei plante după un an de zile la vas. Bun, am un cireș salbatic Am un butaj de viță de vii, de masă, și mai am un păr sălbatic. În momentul recoltării celor doi sălbatici, a cereșului și a părului, ei au fost nici sub nicio formă, n-au fost extrași cu aceste rădăcini uh, hrănitoare, da? Cât s-a putut scoate de bine, s-a putut scoate și s-a scos cât s-a putut de bine. Gen cu două, trei vin, vâne, vine, cât mai dezvoltate și cât mai sănătoase. După aia s-au format la vas, timp de un an de zile, Rădăcinile adventive astea, hrănitoarele. Hai să o luăm cu... Uh, Butacul cu viță de vie pentru că a fost cumpărat și nu aveam efectiv unde să-l înfig la momentul respectiv. Că l-am luat la o comandă, că nu mai aveam ce pun, trebuia să completez acolo ceva. Și am zis, hai să completez cu october nu știu care. Așa. Uite-l, așa a venit cum vine de la orice pepinieră online, un butoc de vie. Uite-l așa. Și băga la vas. și Pentru că a fost introdus, în primul rând, analizăm și niște treburi. Intrăm în mai multe detalii. În primul rând, acest soi este pe port altoi 5BB. Deci este un port altoi pentru soiurile probabil de masă, mă gândesc eu, cu certificat, cu chestii, cu tot ce trebuie. Și bă, mi destul de subțirel, dar ne uităm în primul fază la, la distanța internodală dintre noduri, da? cam 10 cm, aici e mai puțin de 10 cm și mai sus e și mai puțin de 10 cm. Deci am și aici a fost, și aici a fost nod, dar a produs rădăcini pentru că a fost a fost băgat la vas cu punctul tare care a venit și avea 3-4 fire de rădăcină și a, fost, a mai fost îngropat cu un punct un, un nod practic, da? Așa. Dacă îngropam și acest punct la vas, dacă vasul era suficient de adânc și îngropam și al doilea punct, și aici la al doilea punct s-ar fi dezvoltat rădăcini. Bun, de asta... Ce mai de asta, nu și mai din asta. Asta acum Viitorului, deci după ce se fasonează rădăcinile, că acum se fasonează frumos, 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 rădăcinile care au luat o razna, care s-au îngroșat, care mai așa, e, e tehnică bonsaistică, dar se pretează per total la orice tip de uh, manevră posibilă. asta este sistemul radicular. Poate fi acest butaj în vârstă de un an, care el un an de zile, o trei la vas, poate fi plantat acum în pământ, păi, fără probleme. Cu un astfel de sistem radicular, la, dacă îl plantezi în pământ, un astfel de sistem radicular nu se mai fasonează. Se lasă așa, dar să faci o groapă generoasă, foarte, foarte generoasă, ca toate mustețele astea să fie așa frumușel, întins pe tot diametrul gropii va bubui efectiv, va crește cât alții în zeci ceva de genul ăsta. Așa. Deci nicio spaimă dacă nu aveți unde să plantați în momentul în care ați cumpărat butași, nebunii, boscheței, pomișori, tot felul de plante nu e nicio problemă dacă stă un an la vas, ba din potrivă este foarte bine pentru că își dezvoltă un sistem radicular excepțional, mai bine de atât nu se poate. Dacă ar fi să-l îngrop acum în pământ și probabil o să-l îngrop în pământ, nu știu exact, uite că nu-s decis, eu niciodată nu-s decis, de asta mai las lucrurile să mai stagnezi, să, <coughs> să nu mă grăbesc în decizii apoi să nu-mi pară rău să muncesc degeaba, nu de altceva. Cât e corectat, se poate corecta oricând o greșeală. Dar e mai mult de muncă. Pe asta, dacă îl pui acum într-un loc nepotrivit, în pământ, și te mai gândești tu să-l mai scoți, să-l mai muți la anul pe vremea asta sau așa, o, oh, e chiar indicat e prea păcat să-i strici combinația asta, pentru că el prin toate rădăcinile astea acum va bubui efectiv. Și cred că o să revin cu plantarea lui. Zona nu este tocmai favorabilă, dar este puțin nisipoasă acolo. Și cred că o să-l pun, deși Mă tot gândesc să pun, să nu pun acolo niște butuci de vii, dar până la urmă o să pun. Cert este că o să-i pun la o distanță mai mare între butuci, undeva la 2 metri, pentru că am nevoie de acces acolo. Și cred că o să fac exact ca pe partea cealaltă o linie cu butași de viță de vii bun. Ăstea sunt planurile mele, prea puțin contează, oricum vor fi prezentate pe viitor. Asta e sistemul radicular. Cam așa arată un sistem radicular după un an de zile de vas. Ce înseamnă vas, galeți. La mine se folosesc doar găleți din astea negri pentru că sunt cele mai rezistente și cele mai ieftine. Bun, îl dăm deoparte. L-am prezentat. Trebuia să-l pun în apă undeva. Uite, așa, la asta e acolo. Hai, să-l luăm pe asta în gardini. Asta este un un port altoi sălbatic, de păr sălbatic, altoit, după cum se vede. De ce arată coroana așa și să văd, să vede exact de unde a fost tăiat? Pentru că Gagiu va fi providerul meu de ramură al toi a soiului Isadora și în același timp va deveni și un bonsai. Deci asta nu va fi plantat în pământ sub nicio formă, ci tot la vas, dar la un vas mai mare. Dacă a fost în primul an și a dezvoltat rădăcinile astea într-un vas de 12 litri, anul ăsta trece la vas de 25 de litri, nu? Da, 25 de litri. Și, uite așa, la un vas din asta va trece aici, așa, la o găleată mare. Și probabil, 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 anul viitor va fi iarăși extras, iarăși fasonatele vecinile, iarăși aranjament și trecut la un vas de 50 de litri. Și cam aici va fi finalul, pentru că mai mult de 50 de litri nu-i dau. Pentru că și vasul final de bonsai nu va fi la fel mai mare de 50 de litri. Vas de bonsai și ăsta poate să rămână vas de bonsai, nu contează. Doar dacă vrei să-i faci o expoziție, să, așa, atunci poți comanda, poți fabrica, poți ai o grămadă de opțiuni să-i faci un vas personalizat, un vas de bonsai personalizat, ca pentru statura lui, ca pentru dimensiunile lui. Bun. Deci uite aici sistem radicular. Nebunesc îl pune și pe asta aici. Deci asta vine la vas și asta tot la vas o să vină. La vas a fost, asta este cireș. Vine umblat la el, vine fasonat, vine făcut, vine aranjat. Dar așa arată, așa s-a dezvoltat sistemul radicular a unui cireș salbatic Porta, poți să spui și port al poți să-i spui cum vrei tu, dar pentru că la mine aici are, are curburile necesare, bun este bonsai și va fi bonsai. În fine, stau cumva în dubii. M-ar dubi dacă să scurtez de aici. Uite așa, să fac un... o tăieri din toarcerii aici să rămân să rămân în astea firavi. Dar trebuie analizat și nu fac treaba asta acum. Trebuie să mă hotărăsc eu aici la fața locului. Sau îl mai las un an, tot la un vas așa mare, îl mut și îl mai las la dezvoltare, îl mai las la îngroșare. Aș putea să pun și în pământ cumva pentru o dezvoltare mai... mai riguroasă, mai puternică. Pot fenta cumva. Deci, el s-ar dezvolta în grosimii, pentru că eu nu pun accent pe lungimii. Lungimea va fi ținută jos tot timpul, dar va beneficia de creșteri foarte puternice dacă l-aș îngropa în pământ și l-aș mai ține un an în pământ. S-ar îngroșa mai repede. Mult mai repede. În pământ se îngroașă de două ori în, 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 doi ani, deci în, la vas în doi ani sunt groași, iar în pământ sunt foarte, foarte repede, mai ales dacă îi priești. Pot fi cultivați iamadorii din ăștia, bonsai din ăștia, recoltați din natură, un an ținut la vas pentru a-i dezvolta sistemul radicular și după aia am mutat în pământ și ținut vreo 5 ani. Vreo 5 ani ținut în pământ, dar tot la fel. Nu și cum. În fine, pentru începători poate fi orice cum, pentru avansați în casetă specială. Depinde și cât ai de muncă după aia la extracția lui. Deci trebuie să-i pui frână cumva, să nu formezi pivotezi să nu pivoteze, să nu formeze rădăcini care pivotează. Sunt mai multe chestii. Bun, deci ideea este de felul următor. Am prezentat rădăcini, rădăcini formate într-un an de zile la vas. Cireș, un păr, un, uh, un butuc de viță de vii, dar avem și această ninunii. uite acolo așa. Iată, orice sistem radicular are când am, deci acum un an, când am băgat-o la, la găleată, pe această plântuță, se vede că e un arbust, fructifer, este ceva zmeuri cu tai sau, nu știu, o combinație de genul ăsta. Da, un hibrid, așa. Era un bețșor, era un bețșor cu trei mustăți, vai de steaua lui. S-a pus la vas, a vegetat, uite ce sistem radicular a format putem conta pe el acum să-l punem în continuare la vas sau în pământ. După cum avem, ia să vedem, îl găsim aici ceva. Uite aici am găsit ceva mișto. Uite aici am găsit ceva mișto. Deci. Uh, dacă și mai amintește cineva acum un an de zile, în toamnă, uh, am prezentat cum am luat țapă cu 100 de firii de păr sălbatic din sămânță. Da, deci erau cât firul de macrame. Da, așa erau de subțiri. Cu pivotanta din sămânță, chestia nu știu. Păi, frate. Acum, n-am făcut calculul cât am acolo. O parte din ei ar fi vreo 30 acolo, plus ce am mai adunat de pe aici, de pe acolo, așa, și am mai pus pe la pruneia. Să zic că dintr o sută am rezolvat, am reușit să scot, să-i aduc la adevăr 50, deci jumătate, pentru că era o situație lor, era esecrabilă, era ceva, era o mizerie. Ei, uite un astfel de firicel care s-a văzut atunci pe filmarea respectivă, după un an la vas, cam ce sistem radicular a format. Ei, eu acum pe ăsta. Dacă îl altoiesc aici sus, sus de tot, în grosimea asta, cu un soi bun, dar să-i și meargă pe salbatic, să nu întârzie rodul vreo 5 ani, cu acest sistem radicular, dacă l-am pus pe poziția finală, în pământ, și cu o groapă generoasă și, pământ mărunțit, ăsta iarăși bubuie bubuie, efectiv bubuie. Da, foarte frumos sistem radicular la un an de zile de la vas. Iar de ai mei, de ai mei iarăși un exemplar, iarăși un exemplar aici, unde pun să a vadă el mai bine, au ce rădăcini. Așa, de altoit și de pus. Iar ăsta care e, ăsta saracu Asta a luat un stres pe el. Asta este recoltat de mini. Un sălbatic recoltat de mini. Nu prea dau mari șanse, dar nici eșec total nu este. Nu prea a dezvoltat. În schimb, bine că faci flori. Dar au fost stresat, asta au fost stresat din mai multe puncte de vedere, nu intru în detalii. Bun asta acum, rădăcina asta pusă la vas și ținută un an de zile la vas. Uite, bă, uite cum calosează și tăierile la rădăcină. Stai alea. Uite că și rădăcina calosează. Uite bine că am văzut aspectul ăsta. Uite aici. Uite aici. Pentru că acolo a fost o tăierii grosieră la rădăcină și uite, închidii calosează. face ea niște treuri acolo. Și mai am și un mugurel aici, care îmi dă unul sau mai mulți. Mm -hmm. Întotdeauna trebuie analizat foarte bine planta. Și -o sistemul radicular, și trunchiul, și tot. Și punctul de altoire, dacă e cazul de altoire și cum au crescut, ce a făcut. Oricum, ăsta în pământ merge. În pământ merge pentru a se dezvolta. Asta iarăși este un port altoi recoltat de mine, care, care, a fost altoit și nu i-a mers uh, paciența cu altoirea, în schimb, a început să dea foarte, foarte mulți muguri vegetativi foarte aproape de rădăcină. Și pe acest element îl voi îngropa eu, uite așa, unde ai mă o găliată? Oricum, îl bag într-o găleată până aici, până la nivelul ăsta. Și toți mugurii vegetativi vor fi îngropați în sol și vor primi umiditate și dânsul va deveni un veritabil provider de port al pentru că toți, toate creșterile alea vor prinde rădăcini. După care la toamnă, după un an, de la vas, vom din această bucată, dacă recoltăm 5-6 firi noi de port al suntem șmecheri. Deci cam asta a fost cu sistemul radicular. Pune și boschetul ăsta înapoi, în apă. Așa? Cam asta au fost cu dezvoltarea sistemului radicular în condiții de vas. Ați văzut? Da. Poate contează pentru cineva. Și poate Vă ajuta pe viitor pe cineva. Cam atât.